În primul rând, aș vrea să vă mulțumim pentru că ne-ați primit la dumneavoastră și împreună vrem să aducem această jertfă și să ne bucurăm înaintea Domnului. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Psalmul 34. Începem cu versetul 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să ascultă cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Și versetul 8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Fratele se ruga și în rugăciune spunea că Dumnezeu, că oamenii cei din jur se uită la noi, să-L vadă pe Dumnezeu în noi, să vadă dragostea Lui, să cântăm de așa manieră, să cântăm de așa fel, încât oamenii să-L recunoască pe Dumnezeu în cântările noastre. Vă spun sincer, noi am venit acum cu un autocar, chiar am povestit câteva cuvinte cu șoferul, un șofer catalan, și spunea, ceea ce faceți voi, ceva neobișnuit, ieșit din comun. Să știți că oamenii se uită foarte atent la noi și modul cum ne comportăm și ceea ce facem și în mod deosebit cum trăim. Cred că suntem chemați înainte de Dumnezeu să trăim o viață sfântă și așa cum am citit aici, voi lăuda, voi binecuvânta pe Dumnezeu în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Mă rog pentru toți fanfariștii, dar mă rog și pentru toți tinerii de aici. Ca Dumnezeu să ne dea o minte înțeleaptă, să știm să slujim. Dimineața eu am mai auzit, este o perioadă în care poți să dai 100% sau 120% cât ești tânăr. Scrie și Biblia, cât ești tânăr, fă totul 100%. Dacă cântați, cântați așa de bine încât să se uite cei din lume și să vadă, nu că doar cântați, da, într-adevăr, și profesional, și cântați cu o motivație înaltă. Să fim mândri că avem un Dumnezeu, cântăm pentru El. Să știți, cred că oamenii se uită în mod deosebit cum arătăm noi pe Dumnezeu pe care îl purtăm în fiecare zi și cum îl trăim și cum ne raportăm. E foarte important să și îndemn pe toți tinerii din seara aceasta să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Și dacă vedem ce bun este Domnul, trăim de o așa manieră încât trăim cu perspectiva să ne întâlnim cu El. Avem ținta asta și nu ne-o pierdem și nu căutăm altceva. Să nu ne împiedicăm să căutăm atâtea lucruri sau să căutăm în atâtea lucruri de pe pământ, ci să ne ridicăm privirea înspre cer și să avem ținta asta în mod deosebit. E foarte important să lăudăm pe Domnul cu toată inima, cu toată puterea, cu o calitate deosebită. Oamenii se uită de ce fel îl lauzi pe Dumnezeu, așa cum și insist, și eu și mai mult insistă cei tineri, dirijorii tineri, să facem mai multă calitate. Și cred că Dumnezeu merită să fie lăudat de 10. Dacă putem de 10, de 10. Dacă nu poți, e altceva. Dar dacă poți și Dumnezeu vede lucrul ăsta, dacă nu-ți dai silințele atâta cât poți, cred că greșești. Suntem chemați să-L arătăm lumii pe Dumnezeu așa cum este, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu extraordinar. Și cred că nu trebuie să ne fie rușine.
că suntem copiii lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, să arătăm lumii că suntem copiii lui și că purtăm în inimă un Dumnezeu extraordinar. Aș vrea să ne rugăm cu toții în această rugăciune și să ne rugăm pentru toți tinerii. Sunt conștient că lumea de acum, tentațiile, obstacolele, media și internetul sunt mult mai mult împotriva lor decât anii în care eu eram tânăr. Și cred că sunt expuși la o luptă deosebită cum am fost noi. Și pentru asta mă rog și aș vrea să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să-i protejeze acolo unde sunt, la școală, la facultate și mai târziu în lume, să putem să îl purtăm pe Dumnezeu în inimile noastre, așa cum trebuie. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să-L slujim cu devoțiune, având în vedere ținta la care alergăm și să ne dăm tot interesul, să o facem cu calitate, să o facem cu perseverență, să o facem din toată inima, să o facem cu tot ce ne stă în putință ca să o facem bine pentru Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm pentru lucrurile astea pentru care le-am amintit. Ne rugăm cu toții. Amin.